Acțiunea de inventariere a suprafețelor calamitate de secetă la nivelul județului Olt, pe bază de declarații, este aproape de final. Mare parte a fermierilor care au suprafețe mai mari și din declarațiile dumnealor, în jur de 75% suprafață calamitată. Ca și grad de calamitate? 80%. 70% depinde de cultură. Concluziile sunt îngrijorătoare. Aproape jumătate din suprafața agricolă a fost calamitată de secetă, indiferent de culturi. Există zone în județ în care practic fermierii se aleg de pe urma prășitoarelor doar cu paguba. Pornim foarte prost. N-a avut, când a avut nevoie de ploaie, n-a dat. Și când avea, n-a dat. Când a avut, a băltit. Și asta e producția. Seceta s-a întins peste tot județul, iar la noi, în special, a compromis producția de porumb. Până în acest moment s-a constatat că pierderile sunt importante, pentru, mai ales pentru fermieri, deoarece paguba este a lor, fără a se mai putea face mare lucru. Cu mici excepții, acolo unde culturile de porumb și de floarea soarelui au fost însămânțate mai târziu. Guvernul a dispus inventarierea pagubelor produse de secetă. Fermierii speră să fie ajutați de stat pentru a putea înființa culturile viitoare. În plus, pe baza procesului verbal de stabilire a suprafețelor calamitate, aceștia vor beneficia și de reduceri la impozitul pe venitul agricol.